Bună seara, cu o freză foarte fresh făcută de această domnișoară. Îmi dau seama că eu îmi doresc foarte puține lucruri pe care și le doresc viitoarele mămici în general. Și spun asta pentru că am primit acum un mesaj care așa m-a amuzat. M-a amuzat în sensul că eu nici nu m-am gândit la lucrul respectiv. Mă întreba o domnișoară că dacă nu știu sexul bebelușului, cum îi voi face camera? Mie nici prin cap nu mi-a trecut că ar trebui să fac camera bebelușului. Și a zis, dar nu să-i fac camera. Bebe cu siguranță o să doarmă într-un pătuț lângă patul nostru, iar Carla în pătuțul ei tot în cameră cu noi. Așa ne-am făcut noi planul acum, vom vedea. Între timp, freza s-a schimbat. Nu spun că este greșit, nimic nu e greșit. Mămicilor, viitoarelor mămici, nu-i greșit nimic. Faceți ceea ce simțiți și atunci totul e perfect. Astăzi mai vorbeam cu o prietenă despre acea petrecere, baby shower, dacă zic bine, pe care prietenele le organizează viitoarelor mămici. Unde vrei? Hai să mergem să le duci la loc. Haide! Nici asta n-am simțit să fac, nici cu Carla și nici acum. Nu, eu personal nu văd rostul unei petreceri înainte ca copilul să vină pe lume. Dar, repet, nu-i greșit.